Echipa de fotbal FC Hunedoara a fost învinsă sâmbătă în deplasare, scor 1-3 de FC Bihor în ultimul meci amical din intersezon. La pauză a fost 0-1. Partida s-a disputat pe stadionul municipal Iuliu Bodola din Oradea, iar scorul a fost deschis de Florean în minutul 5. Hunedoreanul Andrei Făgărășanu a restabilit egalitatea după o oră de joc din lovitură de la 11 metri. Gazdele au dominat finalul jocului și au mai mișcat tabela de încă două ori prin Târnăcop și Bic în penultimul minut de joc. La Oradea, antrenorul lui FC Hunedoara, Marius Opric, a folosit următorii jucători: Dragotă și Anton Ilie câte o repriză în poartă, Șoit, Cuciula, Ambruș, Roiu, Vaida, Robert, Cristian, Vișan, Făgărășanu, Pepenar și Ionuț Radu. Au mai jucat după pauză Bier, Nicula și Dan Suciu. A fost al treilea eșec în jocurile test pentru FC Hunedoara, care s-a mai înclinat în fața lui CSO Cugir și Corona Brașov. Tot în perioada de pregătire din intersezon, fotbaliștii hunedoreni au câștigat alte 6 jocuri. Campionatul Ligii a 3-a se va relua vineri 8 martie cu meciurile etapei a 14-a.